Noi nu am primit o înștiințare oficială în acest sens, nici noi, Consiliul Județean, nici aeroportul de la Suceava. De asta merg și mâine la București pentru a încerca să discut din nou cu Taromo, să găsim o soluție bună, așa încât Suceava să continue partea de zboruri pe timp de iarnă. Sigur, avem și planul B, planul de rezervă, dacă Taromo nu va înțelege acest lucru, îl spun foarte explicit, Taromo riscă să nu mai fie o țintă pentru noi în viitor apropiat. Și o spun extrem de deschis. Dacă se întâmplă așa, ca Taromo să nu mai zboare pe Suceava, am discutat deja cu constructorii, cu șeful de proiect de la aeroport, intrăm foarte puternic pe timp de iarnă, practic demolăm complet toată pista pe timp de iarnă, că putem face lucrul ăsta, și atunci, undeva în primăvară, când apare și vremea bună, să putem să turnăm acel asfalt elastic pe pista de la Suceava și sigur să încercăm să terminăm mai repede proiectul de dezvoltare a aeroportului. Deci avem deja și planul B luat în calcul, iar Taromo, dacă nu reușește să rămână în cursă pe Suceava, sigur vom căuta alte variante. Sigur vom găsi companii private interesate să facă zbor de pe Suceava și atunci Taromo, dacă așa înțelege să discute un proiect de interes național, va beneficia de un tratament egal față de restul competitorilor în mod categoric. Repet, înțeleg și sunt conștient că din cauza ceții se întâmplă ca anumite curse să nu zboare sau să plece cu întârziere, dar nu doar la Suceava. Fiecare aeroport se confruntă pe iarnă cu situații dificile și atunci lucrurile trebuie înțelese ca atare.